plânge sufletul cu micul și cumpăra. Trec mașinile una după alta, îți plânge inima când îi vezi cu pui? N-am cumpărat niciodată. Văd, îți fac minuni. Ia, Domnul Iisus! Unde ați ajuns în satul nostru? V-am așteptat, mare drag! Îmi dați mie un doi pui, dacă vreți. Să cresc eu cu toi mei trei. A rămas de izbeli, știi, foarte greu, foarte greu, foarte greu. Uite, au rămas pădure aici așa la noi. Nu o luați la cine să gănezi în noapte. Aveați anul să pui, ați cumpărat? Nu, n-am cumpărat. Am pus la cort de adesiu și am scos. Nu au fost noroc, au murit mai mulți. De vă spun că au murit ați. Am ieșit ca și Huliu, și Căni, și Dihoru, am rămas 4 câini și am cumpărat. De capul nostru, suntem năcăjuți. Cum a mers pui de-an trecut? Bine a mers, bine a mers, bine, dar toată lumea care a avut luat de la ta dus, toată lumea mă pomenesc. Thank you.
și o usă de la dânsă, că văd că cum arată zi ăștia care să-și ouă. Păi de mine o frumusețe în o gradă și o bogăție în o gradă. E frumos? Regalaș? Ceea ce facem noi cu proiectul puiului e foarte benefic, pentru că chiar sunt oameni nevoiași care n-au posibilitatea și sunt în mare nevoie. Am rămas dezamăgit așa de oameni că mulți nevoiași sunt, că multă nevoie au de sprijin și de ajutor nostru. Eu unul n-am ajuns niciodată pe aici decât cu miros de cer. Ați făcut o minune pentru noi. Mi-a făcut o mare bucurie, mi-a să te spui. Un dar de la Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului și Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. Puteți spune să vină la mine?